Oaspeți, doamna Prezidiu, permiteți-mi să deschid cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Românii la Fântâna Turului. Au trecut 18 ani de când am inițiat această manifestare la care au participat sute de mii de copii de-a lungul anilor din comunitățile românești, din vecinătatea României, dar și în departamentul Cazacstan. An de an, această manifestare a crescut o amploare și o importanță deosebită. Și Mleu Silvaniei a devenit în fiecare an capitala românilor pentru câteva zile. Comunitatea noastră se cunoaște în țară și de peste tot. Nu mai încerc să vorba, dau cuvântul domnului primar al orașului nostru, domnului inginer Stefan Cătălin Țuța. Să rămână, domnișoarelor și doamnelor, bună ziua, domnilor! Este o zi încărcată cu emoție și pentru a 15-a oară sunt în această poziție să primesc un safir cu ocazia acestui important eveniment, respectiv Festivalul la Fântâna Turului. Astăzi și în aceste zile frumoase, Șimleu Silvaniei este capitala României de pretutindeni. Și evident că acest lucru nu se întâmplă așa din senin, lucrurile nu vin din cer, trebuie să fie în primul rând oameni cu suflet, oameni care se implică ca aceste lucruri să existe. Și nu pot decât să mulțumesc pe această ocazie, așa cum o fac an de an, familiei Neaga, care a inițiat acest proiect în urmă cu 18 ani, fiind la 19-a ediție, nu? 18. Major. Sunteți la majorat. Vă doresc să ajungeți și la pensie cu acest festival, să puteți să-l urmăriți sănătos. În primul rând vreau să mulțumesc celor care ați ales să fiți alături de noi astăzi și sunt mulți oameni care ați venit de departe și cred că și mulți care ați revenit. Orașul nostru este o bucurie pentru noi, pentru că dacă cineva vizitează cu curiozitate și participă cu curiozitate la un eveniment, faptul că se întoarce înseamnă că acest lucru pentru el este oarecum casa lui în zilele respective. Vreau să-l salut pe domnul pretor al sectorului Râșcan, municipiul Chișinău, domnul Nicolae Balaur, și vă mulțumesc. Mulțumesc că este alături de noi la fiecare eveniment important și faptul că și Mleu Silvaniei și cu sectorul Râșcan a dezvoltat o relație de înfrățire este important pentru că, nu-i așa, sufletele noastre sunt aceleași suflete de români. Faptul că la toate evenimentele importante și în special la evenimentele care se leagă de tinerii noștri, de viitorul nostru, Chișinău este aici alături de noi și acum, și toamnă, și la alte competiții sportive sau competiții între școli, este un lucru foarte important și cred că asta este rolul relațiilor de înfrățire dintre două unități administrativ-teritoriale. Vă mulțumim foarte mult, domnul Petor. În același timp vreau să mulțumesc domnului director de la Centrul de Cultură și Art al județului Sălaj, Daniel Săuca, care este alături de noi, nu numai fizic, ci și financiar și mă bucur că este unul dintre oamenii care face mult bine în cultura sălăjană și de când a preluat această funcție, vă mărturisesc că lucrurile din punct de vedere cultural s-au mișcat în județ și în același timp, evident că mulțumirea noastră cea mai mare este faptul că evenimentele culturale din orașul Șimleu Silvaniei sunt susținute de către Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj. Vă mulțumim! Ar fi multe de spus, emoția este cu atât mai mare cu cât acest an este unul foarte important pentru noi. Și dacă mai înainte primeam de la Chișinău o emblemă cu cele două steaguri, le-am spus că de jumătate le mulțumesc de jumătate pentru acest cadou onorific, dar le-ar place mai mult să fie un singur steag, să nu fie două steaguri legate unul de altul,
într-unul să fie o stemă și într-unul să nu fie nicio stemă. În nebunia mea, am crezut că o să existe oameni irresponsabili, luați ghilimelele de rigoare, să se miște astfel încât anul 2018 să ne găsească într-o singură România. Șansele sunt destul de mici pentru că deja suntem la jumătatea anului. Dar eu cred că la un moment dat, acea Românie pe care o iubim toți, și dacă o să vă uitați la statuia marelui om politic, Iuliu Maniu, care este născut aici, mai sus de primărie, o să vedeți că este așezat într-un cadru al României Mare acolo. Sper că această Românie Mare să existe nu numai la nivel declarativ și, și la nivel fizic. Și vă mărturisesc celor care n-ați vizitat Republica Moldova că alipirea Moldovei către România ar fi, din punct de vedere cultural, în primul rând, și de ce nu, și din, și din alte puncte de vedere, un câștig pentru țara noastră, evident, și un câștig și pentru Moldova. Vă mulțumesc încă o dată, tuturor vă doresc să vă simțiți bine în aceste zile aici și pentru că, v-am spus, este un an important pentru noi, dați-mi voie să ofer câteva atenții. Dacă mă uit în sală, să știți că ar trebui să dau multe diplome, pentru că o văd pe doamna Ludmila, pe care, care cred că este cel puțin, eu de când sunt primar, adică 15 oară, sigur sunteți, dar probabil că ați fost și înainte. Da. Deci de la început, îl văd pe domnul Valeriu Chiper, care a fost iar de la început și, practic, domnia sa a fost triangul dintre legătura dintre, dintre sectorul Rușcan din Chișinău și orașul și Mleu Silvaniei. Și ne bucurăm că, deși noi suntem un oraș mic, am reușit să dezvoltăm această relație și cred că sufletele oamenilor pot face mult mai mult decât pot să facă dimensiunile unui oraș sau puterea financiară sau industrială a unei localități. În primul rând, vreau să ofer certificatul de apreciere. Se oferă familiei Neagă, în semn de apreciere pentru efortul depus în promovarea valorilor prin care noi vrem să ne exprimăm recunoștința față de tot ceea ce faceți pentru a, a ține aceste, aceste lucruri și tradiții și obiceiuri vii. Și dacă am zis familia Neagă, să-i spun la mulți ani și lui Flaviu, să fii sănătos, că e ziua ta astăzi. Mă bucur că ai ales să te alături familiei în această misiune importantă și doresc să o faci și peste 10 ani și peste mai mulți ani să fii tot aici. Vă promitem în continuare să realizăm la fel de multe activități cu o asemenea încărcătură, cu atât mai mult cu cât vă mărturisesc, noi am pornit cu foarte mare drag această minunată manifestare și faptul că tot foarte mulți își doresc să participe și, cum ați spus dumneavoastră, să revină, este datorită ospitalității acestui oraș. Și vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost și ne sunteți mereu alături pentru a aduce acest oraș acolo unde merită, atât pe harta țării, cât și în dorința noastră a românilor de a fi împreună. Evident că dacă și Mleu și Mleuanii sunt ospitalieri, logic că își aleg și un prima care e ospitalier. Oferim un certificat de apreciere domnului profesor Nicolae Balaur în semn de apreciere și recunoștință pentru efortul depus în susținerea relației de împrățire dintre orașul Cimleu Silvaniei și raionul Râșcan, Chișinău din Republica Moldova, cât și pentru implicarea personală în toate activitățile care leagă cele două comunități împrățite.
de apreciere se conferă doamnei Irina Ciupac în semn de apreciere și recunoștință pentru susținerea, implicarea și promovarea relațiilor deosebite dintre orașul și Moldovania și Raiul Ungășcan, municipiul Chișinău. O să mă și explic, doamna Irina este persoana care face conexiunea între Șimleu și Chișinău, indiferent de eveniment, dacă este concurs de matematică, dacă este concurs sportiv, așa mai departe, și mă bucur că toți pretorii o deleagă pe dânsa să fie în această conexiune și lucrurile vă mărturisesc că ies bine. Încă o dată vă mulțumesc, v-am spus că trebuie să dau foarte multe diplome astăzi aici în sală. Am ales să fac aceste trei nominalizări și cred că nu am greșit foarte mult. Dar vă mulțumesc din inimă tuturor acelora care sunteți cu sufletul alături de acest festival și, nu în ultimul rând, sunteți și cu trupul astăzi aici. O să rog pe domnul pretor să ne spună câteva cuvinte și o să rămân în poziție de drept până când terminăm de vorbit, deși nu s-au rămas până în video. Bună ziua tuturor! Cam slab! Bună ziua! Bună ziua! Asta este șocul. Bine ați venit acasă! Mulțumim, bine v-am găsit! Asta așa este o conexiune între noi și dumneavoastră, într-o, nu Republică și România, dar într-o România mare. O să spun o istorie din viața mea personală, de fapt, care nu am spus-o până acum nimănui. Primele două clase de școală am învățat despre un sat, statul meu natal, Corotca, unde se vorbea românește, unde se vorbea și tradițiile se respectau. După clasele a doua, părinții, împreună cu bunii, au hotărât să mă avanseze, să mă ducă la capitală și acolo să cumva studiile mai performante, profesori mai buni. Și în cazul ăsta, când am venit, era o diferență mare între oamenii cei care se socot că au căprat o țară și că nu-i cunosc limba lor. Este vorba de o limbă străină. Pentru mine pot vorbi, desigur, este limba rusă. Dar din toate răsputerile, până a devenit pretor, am încercat să o evit cât este posibil. În contextul dat, deja nu-mi permit să o evit, pentru că este ca un funcționar și un demnitar și n-ar trebui să fac, dar, în continuare, limba mea de suflet, limba mea, cei care o doresc și o să vorbesc în continuu, este limba română. Și dacă 27 martie 1918 este vorba de Marea Unire și să știți că suntem cu sufletul deschis, astăzi domnul primar și întregul oraș o să transmitem ca un cadou simbolic. Este vorba de sfatul țării, care pe 27 martie au votat unire. Domnul primar, știu că să-l puneți la dumneavoastră, să știți că unica ce trebuie să facem noi de azi în continuu, să facem ceea ce au făcut ei, pentru că ei au mers la riscul. Au pierdut familie și au pierdut chiar viața personală. Unii dintre ei și mergând la ceea ce împotriva sistemului care au fost. Deci, iar și noi, astăzi, vă felicit pentru lucrul care le faceți pentru noi și vă mulțumesc din suflet că sunteți dumneavoastră și un sistem și ne mențineți. Dar nu este tot. Următorul. Dacă este pentru primărie și inclusiv pentru domnul primar, pentru că el aici conduce cu zonă. O să-l găsiți la centrul de informare turistică, de fiecare dată când veți veni acolo, o să-l vedeți în fața lui. Mulțumim. Și dacă am vorbit de anul 2018 și anul acesta este 1918 și anul acesta 2018, este 100 de ani, cei care nu pot să treacă alături de noi, și pentru că dacă vrem ca lucrurile să se schimbe, nu poate schimba nimeni în afară de oameni care au dorință și care au un imen dragoste față de neam și țară. Deci, diploma de onoare, centenarul Marei Unirii, 1918-2018, se decernează domnului primar, Septimul Cătălin Țurcaș, pentru contribuția personală la consolidarea relației de prietenie și cooperare dintre localitățile cele două maguri ale Curutului. Este municipiul Chișinău și Șimleu Ștefania. Vă mulțumesc, domnule pretor. Mulțumesc, domnule pretor, și sper că ați observat aici
că este harta județului Sălaș fixat și meu și harta sectorului Oșteanu pentru România. Și nu este tot. Vreau să, pentru ceilalți, pentru că am avut și un cant, un filmuleț, cei care nu au fost în Chișinău, cei care nu au cunoscut oameni de acolo, voi prezenta un mic filmuleț. Mai mult este ca un proiect de responsabilizare socială a oamenilor care locuiesc acolo, a vizitatorilor. Deci vă invit să-l privim împreună, aici, acum, după care vă invit și municipiul Chișinău. Da, ne dăm mai multe chestii, nu deranjează niciodată. Dacă se poate și numele. Vreau statul un proiect de responsabilizare socială. 10 reguli ce funcționează în sectorul Rășcani, care au fost sugerate de către locuitori, sistematizate de către Pedură și se propune în final pentru a fi implementate de comun acord. Cu cei ce învață, lucrează, vizitează sau pur și simplu iubesc sectorul Rășcani. Lucrurile bune se transpun în fapte. Aici v-ați dat o sursă de oxigen. Aici mizăm pe colocare și cooperare. Aici păstrăm curățenia nu doar acasă, dar și în locurile publice. Desigur, nu toate locațiile
proiectul. Dacă vreți să observați cum sunt ele, sunt sigur că le puteți implementa, de fapt, fiecare pas și respecta de ce vă invit și o să vă. De fiecare dată o să vă rog, începând din partea stângă sau din partea dreaptă, cum alegeți de aici, să vă prezentați fiecare de unde veniți, să ne spuneți câteva lucruri despre locul în care veniți, să spuneți ce doriți fiecare. Vă ascultăm. Numele meu este Vasin Florin, sunt profesor coordonator la Centrul de Dansă Populară de la Clubul Copilor, la Fundația Plajă, este niște proiecte. Venim dintr-un orășel frumos, cred că este cel mai plăcut din țară, așa spun specialiștii, unde primul președinte al Academiei Române, Ion Gelia de Răzulescu, e ca peste 54, l-a numit orașul școlii. Iar ulterior, Mihai Minescu, Mica Romă. Așa că vă invităm pe dumneavoastră să veniți la Mica Romă și la Alba Iulia în decembrie, la Marea Unie, unde va fi o manifestare centenară. Foarte frumoasă. Vă mulțumim dumneavoastră, domnilor organizatori, special familiei Neaga, tuturor cei implicați în proiect, domnului primar care sprijină sigur financiar această manifestare și sperăm să vă întâlnim cu cântecile și dansele din zona noastră. Vă mulțumim și sperăm să mai venim. Suntem la a patra sau a cincea ediție. Da, mulțumim foarte mult. Vă salut și mi-aș dori să vă revăd. Blajul, într-adevăr, este un oraș foarte frumos și este Mica Romă din cel puțin două minute. Și pentru faptul că este un oraș frumos și are istorie bogată și pentru faptul că este centrul catolicilor din România. Dar am trezut și eu. Mulțumim. Mulțumim mult, domnule, am stăit și pe asta.
un elev care a avut lecția. Colegiul nostru economic, care o vorbește acum, în autumn, a intrat la fel un festival național de concurs și aș fi întrebat ca și grupul din această zonă care nu a fost în prezență. Da, mă numesc Mirul Rotaru, sunt primarul Comunei Bordei Verde, județul Brăila. Este prima dată când ajung la dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Vă spun convins că o să văd multe lucruri de aici. Recunosc că la mine în comună s-au pierdut tradițiile și obiceiurile. Datorită domnului profesor Dipan, am invitat un ansamblu pe care o să-l vedeți, ansamblu Bordeiașu. Și repet, vreau să învățăm din experiența dumneavoastră să ne dezvoltăm și să învățăm tradiții din vechi. Dacă ne mai chemați din plăcere, pentru început de atât. Foarte bine, sunteți împreună cu ei, categoric lucrurile să se dezvolte acolo. Dacă primarul este alături de ei, lucrurile merg mai ușor. Categoric, am înființat de la zero, vă repet, și cred că o să rămâneți impresionat. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Bună ziua, mă numesc Ionel Lungu. Să zic că sunt șeful delegației de la Ierbiceni, Iași. Și când am timp, sunt și eu primar, nu prea am timp. Ca și paranteză, știți foarte bine că la noi pot să lipsesc 6 luni, că nu are nimeni treabă cu noi. Atât primari când ajung la primărie, de la 8 la 9, stau, că după aia sunt și șofer, și electrician, și tractorii, de toate. Ce bine! Astăzi sunt șeful delegației și șofer în același timp. Cu drag, mi-am dorit, de fapt, cu drag, mi-am dorit să ajung aici prin intermediul coregrafului nostru, domnul Neagu, cunoscându-se cu domnul Neaga, am reușit și cum să spun, ne-am smult această invitație domnului Neaga și sper să nu facem de râs nici comuna, nici Iașu. Este un ansamblu tânăr, el ființat de circa 10 ani, funcționat de 6 ani, iar de 3 ani de zile am început să mergem și noi la festivaluri. Mari festivaluri, cum de altfel este și aici, de fapt am menționat că mi-am dorit să ajung aici, să culegem tot ce se poate, căci vorba aia, stând lângă un om deștept, stai cu gura căscată, când vezi un prost, pleacă de acolo. Și mi-am dorit să ajung aici, să stau lângă oameni, într-adevăr, oameni de folclor, oameni de tradiție. Mulțumesc pentru invitație și la mulți ani la Fântâna Dorului. Familia Neagă, să vină aici. Nu știu de ce, că cândva
un capitan de vas de la noi, sigur, Naga Borcea, a făcut armata aici, că de n-am venit familia care l-a vrăit la Pansanul Barcău, le-a spus, bă, acolo unde intra trenul în gara. Așa că, pe lângă asta, nu știu dacă reușiți să ajungeți până între 8 și 12 la Brăila, la festivalul Rină, Chirarină, inițiat de Rină și Crear, poate ne plimbăm cu vaporul pe Dumnezeu, cu Dava Borcea. Are 100 și un an. Deci e cât România mai are. Vă mulțumim încă o dată și așteptăm să vedem și evoluțiile, și evoluția noastră să o vedeți. Și vă mulțumesc, fraților, țineți-vă de tot ce este prin Dumnezeu. Printre asta mergem mai departe. Vă mulțumesc. Astăzi, coordonator și, bineînțeles, de la începutul, coordonator al ansamblului Credința de Piatră, care a luat nașterea acum 6 ani. Bineînțeles, ca și aici, cu bunăvoința domnului primar, căruia îi mulțumesc chiar dacă nu i-a spus cu noi, pentru că ne susține și totdeauna ne sprijină ca să ajungem acolo unde suntem invitați. Mulțumesc, domnului Neac, felicitări, doamnă. Sunteți niște oameni deosebiți, am găsit aici oameni deosebiți. Sperăm să mai venim. Suntem pentru prima dată. Vă mulțumim pentru invitație. Stimați colegi, stimați domnule primar, doamne pretor, familia Neaga, doamna Cociș, eu, dacă îmi permite, domn primar, să mă adresez către șeful meu direct din sectorul local, domnul Balau, vreau să spun că este un băiat tânăr, un băiat cu puține, poate, experiență la conduce, dar vreau să spun că nu ești departe de ceea ce prezintă dumneavoastră pe Facebook, dacă vă uitați. Deci, face eu pe orașul ăsta, adică sectorul ăsta, va fi cel mai modern. Dar vreau să spun că îi mulțumesc și eu pentru susținerea parțială pe care ne-a acordat ansamblul moștenitorii și asta o face din prietenie, din relațiile care s-au pornit niște ani în urmă între ansamblul de conformări pe model moștenitorii și care are 28 de ani în toamna asta de activitate, cu copii frumoși, sute de copii au trecut și prin ansamblul nostru, dar cel mai mult ne-a întărit relațiile de vară care se petrec de acum, de 18 ani consecutiv. Domnul Neagu, sper că este aici, nu? Cu care m-am cunoscut, cu Neachiță Petrovai de la și meu Sezoane, care l-am cunoscut Dumnezeu să vedeți de ani și prin care ne-am prietenit cu domnul Neaga și acum mulți ani la festivalul, am fost o fiind la Sighetul Armației, adică ne leagă pe toți ceva cu Cernăuțiu, la Ziua Limbii Române, care am petrecut-o într-o, un an de Ziua Limbii Române, la 9 septembrie, care o fac ei în fiecare an și auzi lume frumoase de peste tot. Aș vrea ca această idee frumoasă a înfrățirii românilor să nu fie numai de ziua centenarului, de anumite zile de peste an, dar să fie continuă, pentru că ne leagă niște rădăcini frumoase și este ne leagă niște tradiții care nu le-au arătate popoare în Europa. Deci, leagă portul popular care mă bucur că din ce în ce mai mult, deci îl poartă deci românul. Și avem și noi aceeași sărbătoare a ei, deci în Basarabia, care este, dar nu știu cât ai văzut, dar sunt și două sărbători ale portului popular. Toți suntem în Lada de Zestru, sunt toate cele mai frumoase costume și nu știu de unde apar, dar apar costume foarte vechi și foarte frumoase, care ne reprezintă ca neamcă. Dacă am citit, stimați, Vădune, nu știu, eu mă ocup de etnografie și mă ocup de peste 30 de ani și vreau să spun, dacă am citit cu toate ornamentele care sunt aici, am găsit multe scrisori frumoase lăsate de strămoșii noștri cetodaci, care nu le știm, care le încercăm să le descifrăm. Eu vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, pentru că ne adunați și încercați să ne puneți întrebări și noi să căutăm răspunsul timp de un an de zile sau foarte mulți ani, și să venim în coace și să ne spunem că suntem, să ne spunem că de ce existăm și să fie visul ăsta nostru împlinit odată și odată ca să apărim în vechile hotare, să nu ne mai chinuim să vorbim atâtea limbi, bravo Dumnezeu, bravo eu până acum nu vreau limba rusă, când vede să vorbească, când vede Chișină sau fata mea, din, fiind elevă, să ne învărunță, apoi studentă la Cluj. Vine la Chișinău și poartă taxistul, duce tot Chișinău, dar nu scoate o vorbă în limba rusă, ca la urmă se spune ești născut aici să vorbești și limba mea, cum ți-o vorbesc eu pe a ta. Și atunci vom fi echitabili, deci vom trăi în armonie și înțelegere.
atâta timp cât nu ne respectă cel care vine ca oaspete, că spunea cineva, cel care a venit la noi, ori este oaspete și nu știe limba, ori este turist și nu știe limba, ori este cotropitor. Deci, astfel spunând, vreau să ne văd visul împlinit, pentru că spre asta am tins totdeauna, n-am plecat de țară, am rămas cu copiii, cu copiii mei, da, copiii s-au dus, dar i-am lăsat să fie, adică i-am învățat să fiu patrioți, să întoarcă acasă, pentru fiecare român care este adevărat român, nu prea cum și-a trăit, dar spune, de azi înainte am auzit și la tine de români. Mă duc din țară, nu vreau să aud de România. Dragii mei, trebuie să ținem la țara asta și să nu ne iubească, să nu ne iubească. Credem noi când va iubi o alții. Și la noi la Chișinău, și la noi Republica Moldova, cum este colectiv de la noi, în Nordul Moldovei, vreau să cred că acest vis va fi odată și odată, eu așa cel puțin, că îi aduc ansamblul unui teritoriu de 28 de ani. Și vă mulțumesc pentru copiii noștri, pentru relațiile care le-am vorbit domnul Neaga în discuția noastră. Vă uitați, domnul Neaga tace, este locutești de românismul în sufletul lui, doamna Cornelia, noi vorbesc de domnul primar, care chiar dacă este inginer, este cu trup și suflet pentru românism. Cer iertare pentru clopotul din sufletul meu care este acum, dar vreau să spun că mi-am învățat foarte multe lucruri la Fântâna Domnului. Într-adevăr, este o fântână a Domnului pe care o așteptăm o an de zile să venim, să strobim din această apă gustoasă și o transmit. Și chiar dacă este drumul greu am ajuns, dar sunt plăcut pentru copii, pentru că așa spune. Și eu vreau pe Zena să ne spune două cuvinte de parte copiilor noștri. Înainte să fac o completare, înainte de a vorbi, prietene, suntem prieteni de mult, să știi că nu există o chestie universală că inginerii nu sunt români. Eu n-am vrut să spun, am vrut să spun. Și doamna Curce și inginer. Aha, da? N-am uitat dacă asta nu știu. Vedeți că... Bună ziua, stimați domnule primar, domnul Neagă, domnul Tegă. Noi, membrii Asamblului Moștenitorului, dorim să vă mulțumim pentru această invitație și pentru oportunitatea de a cunoaște noi membrii al colectivului. Vă felicităm de asemenea cu ziua orașului și vă dorim și final de familie și vă dorim cât mai multe succes în colaborări și cât mai multe ediții frumoase. Mulțumim foarte mult! Și voi să legați cât mai multe prietenii pe această ocazie, pentru că prieteniile astea pot să ajungă peste ani, să le transmite și cu fiul vostru. Eu cel puțin aștept, cred că vom avea o discuție frumoasă cu domnul Pretru și cu domnul Edva Pretru, dar m-ați spus că Pretru este cu primăriei din sector. Noi vorbim cu varianta veche, deci nu se folosea și în acea România. Zic că... aștept un răspuns, vreau să stăm de vorbă și chiar voi face, vom organiza, pentru că avem foarte multe pe noi și noi avem peste 300 de informații folclorice. Fiecare localitate, fiecare școală de Republica Moldova are un colectiv folcloric, un ansamblu de dans, o clasă teatrală și așa mai departe. Vreau să spun că am învățat pe perioada intervenirii, a trecut-o foarte serios. Și avem experiența de a chiar avea vieții la lui. Avem în răuță școală chiar puțin, dacă permite, 2 secunde numai. Deci, în cadrul liceului teoretic, Miguel Sădăvean, în care s-a aflat, apropo, ce ne spunea doamna, suntem și noi pentru liceu. Deci, avem clase cu profil estetic, avem clase unde copii, deci, în preluat de 22 de ani, etnografie și folclorul în școală, de bază. Deci, avem clase de un profesor de fluier și nai, avem profesor de cubz, avem profesor de acordeon, profesor de pian, avem coregraf, deci avem specialiști și atât pregătesc culturile de coregrafă, este la liceul Poregrat, dar este foarte noastră elevă și i-am zis, zic, hai de învățat și experiența de socație, îți tremura, m-a spus două cuvinte, nu-i nimic. Și iată, în felul ăsta, deci noi avem ce spune. Și de aceea vreau să deschidem, să elaborăm un festival al românilor de pretutine și la noi, cu patentul sigur pe la familia Neagă. Și să continuăm și noi să vă trecem, dar vreau să spun că vreau să veniți dincolo și vreau să învățați niște lucruri, pentru că nu ne cunoașteți. Și nu ne cunoașteți pe adevărat. Domnul Neagă a făcut experiența asta, a întrebat pe fiecare copil la prima ediție vine la Chișinău, cum te-a. Dacă începea, întâlnea vreun nume rusesc, zice, mă, asta nu e de-a noastră, asta mă ia, înseamnă? După vine și găsește niște nume românești, zice, extraordinar, deja s-a schimbat lucrurile. Așa vreau și să ne împarte și noi. Și la ce înăbuță am spus, chiar am stat într-o localitate la doamna, deci, în satul de Baște. Să veniți să ne cunoașteți și să vorbiți cât mai mult, să veniți și dumneavoastră. Cei care au rămas dincolo de propria impresia pe perioadei intervenice
eu de fiecare dată spun, sunt ardelenii care nu s-au rușinat ca lângere rețenie, domn profesor. Dar au venit și după 89 și acel profesor Vistru. Și au venit și ne-au dat să noi numim cele 7 clase românești care fac orice institut sau universitate de adreasă, de astăzi. Și de aceea a rămas limba cea vorbită pe care ne-au transmis-o și nouă ce vorbire și noi le transmit în alunul nostru. Deci de acolo, cea împlinită ceea de limba românească, de istoria românilor. Asta e o mare limba. Asta. Mă scuzați că e prelungul prea mare. Bună ziua, vă spun și eu. Mă numesc Paola Caloș și sunt unul dintre coregrafii ansamblului folclor Mesec Junior. O pepenieră a ansamblului folclor Mesec de la Zandău. Ansamblul care aparține, este secția Agențului Cultură și Casa Vieții Sălaș. Am venit astăzi la invitația domnului Neaga, împreună cu una dintre grupele de la Meseșul Junior, cu care cuprinde copii cu vârste între 6 și 18 ani. Vrem să vă mulțumim pentru invitație. Cred că este prima dată când participăm la festivalul la Fântâna Dorului, cel puțin cu Meseșul Junior, sigur este prima dată. Să sperăm că și pe viitor să mai participăm. Vă mulțumim! E acolo din Ungaria. Delegația din Ungaria, poftiți. Ziua, mă numesc Ioan Tart, sunt referent cultural de la Centrul Documentare și Informare a Românilor din Ungaria, al Guvernului pe țară. Ne bucurăm foarte mult că am pus să venim și de la schimbat. Mulțumim. Bună ziua, mă numesc Irina Chita, în această direcție cultură, turism, medici, sport, a Consiliului Rămau Ploiești. În primul rând vreau să aduc mulțumiri, salutări din partea domnului vicepreședinte al Raionului Cultur, Vladimir, pentru familia Neaga. Mulțumim foarte mult pentru receptivitate, pentru că sunteți în colaborare cu Direcția Cultură și Raionul Ploiești. Am venit aici la dumneavoastră cu un alt colectiv. Suntem a doua oară și suntem cu alt colectiv, colectivul format din folclorii cât de copii sărcioare. Deci am trecut, am fost formație tot de copii din satul Gura Penarului. Acum suntem de la școala de arte din Plaia Subac, colectivul sărcioare. De asemenea, cameramanul nostru care este aici este directorul școlii de arte plastice din orașul Ploiești, domnul Isaac Polis. De asemenea, suntem prezenți aici cu secretarul Consiliului Raional, domnul Nicolae Catru. Suntem o delegație de 35 de persoane. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați invitat. Sperăm că pe viitor colaborarea noastră, schimbul intercultural, va aduce flori frumoase, tradiții și obiceiuri și de la nordul Republicii Ploiești. Da, de la Ploiești. Să vă spunem de ce Ploiești, ca să menționați, memorați mai bine de ce suntem de la Ploiești. Vă aduceți aminte, în Republica Moldova sunt 3 președinți de țară născuți în Ploiești. Atunci o să știți ce este Ploiești. Doamna Ecaterina Bogdan, a fost colega lui de clasă, era de mulțumesc foarte mult pentru tot ce faceți, vă dorim succes pe cele bune și nu știu ce la Ploiești. Nordul Republicii Moldova. Ce cu Silvanie? Este a venit, așa și cu ce, domnul. Da. Sigur, okay. Dacă și posibilitatea, aș fi vrut să dau cuvântul colegul de la satul mare, dar în poziția în care v-a finalizat, mă prezint și eu, sunt Mirel Mărcuț, profesor coordonator al activităților culturale a Clubului Copiilor Ceu Silvanie. Sunt vin dintr-un oraș specific din zona Codrului, cu ansamblul Codrulețu, orașul Ceu Silvanie, aflându-se la limita cu județele satul mare și Maramureș. Venim cu drag în ansamblul de tur, dacă nu reșesc ca de cea ediție, și vom veni de fiecare dată cu vom primi invitație și unul Dumnezeu ne va da putere. Vă mulțumesc și succes pentru ceea ce faceți.
găsim folclor autentic, folclor bun. De fiecare dată când ne rezumăm, vom răspunde afirmativ la mulți ani. De la grupul folcloric Pădăcir, Florile din dealul Țarinii. Haide, în tabla. Mă numesc Florica Măr, coordonator al grupului local dealul Țarinii, Florile Pădăcir, se trase la locul leagă de descurnă din dealul Țarinii, constituit acum 5 ani, cu gândul sincer de a duce mai departe obiceiurile și tradițiile locale și de a imobiliza și a apela cel mai mult și copiii și tinerii în aceste activități pe care le organizăm. Mulțumesc pentru invitație familiei Neaga. Participăm la două oară la acest festival și dacă vom fi sănătoși, vom fi invitați, vom mai participa. Și felicit pe domnul primar pentru susținerea pe care o oferă organizarea acestui festival și ne doresc la cât mai mulți ani Festivalului Internațional la Cântul Nălăului. Ca din paranteză, Bădăcinul este statul lui Iuliu Manin. Și mâine o să facem o vizită cu toate delegațiile în satul lui Iuliu Manin, Bădăcin. Personalitate marcată a istoriei moderne și contemporane a României. Sufletul, unul din sufletul Mariu Unir din 1908. Da. Cine a mai rămas? Gazda a rămas, da? Partea 1. Mă numesc Urban Bogdan și sunt aici cu colega mea. Suntem elevi ai grupului copiilor din Șireu Silvanie și parte a ansamblului Gazda. În curând că suntem astăzi împreună noastră și vrem să mulțumim domnilor profesori Gabriel și Cornelia Neaga pentru că am făcut posibil ca astăzi și pentru următoarele două zile să fim aici la Șindeu, mai ales foarte mai special acest an, fiind anul centenarul primarului Unit. Mulțumim Consiliului Local și primăriei și sperăm să ne vedem și la anul și Doamne ajută să fim și mai mulți. Permiteți-mi, vă rog frumos, pentru că s-a vorbit din suflet, s-a vorbit cu sentimente curate care ne unesc și care ne adună în fiecare an la această manifestare. Să vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră, să ne bucurăm cât suntem sănătoși, să ne bucurăm cât avem copii frumoși și avem, pentru că ei sunt viitorul nostru, noi facem ceea ce știm mai bine ca dascări și ca oameni care, într-adevăr, iubesc frumosul, iubesc adevărul și iubesc cultura tradițională, care, orice s-ar spune, stă la baza celorlalte genuri muzicale și care, de fapt, este talpa unui popor. O talpă solidă pe care se poate construi ceva. Iar noi, adulții, avem datoria sacră, pot să spun, de a duce mai departe și a face tot efortul din lume pentru ca tânăra generație să ducă mai departe tradiția. Altfel ne pierdem. Ne pierdem identitatea și ne pierdem pe noi ca oameni și ca valori. Dați-mi voie, pentru că tot s-a vorbit, vă propun în încheiere să ascultăm un cântec. Un cântec interpretat de băiatul nostru, Bogdan Urban, pentru a vedea pe viu, de fapt, cum simt acești copii cultura tradițională. Un codru cu frunza lată când
cam ajuns și fiu cătană, măi dorule, măi dorule, rămas bun tată și mamă, măi dorule, dor. Militar, militărie, fac 2 ani de cătănie, tată mi-a fi comandantul și frachia ghiotantul. Ca și-ai dat feciorului, măi dorule, măi dorule, și slujească țara lui, măi dorule, dor. Mi-o dat mândrulița mea, Batista cu dragostea, cu sută de mâna ei, pentru ochișorii mie. Thank you.
suflet. Ansamblu Sărcioara urmează să am de Haideți mai aproape să ne facă fotografie. Da, atenție, zâmbet. Mulțumesc foarte mult. Și îmi luăm pachetul și Schimbă tehnica.